găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Astăzi vom aborda o tematică relativ puțin abordată sau mai bine spus parțial abordată și vom încerca să vă oferim câteva repere legate de modul în care o idee interesantă se poate transforma în realitate și ce ar trebui făcut pentru a veni în sprijinul celor care ar dori să-și vadă un vis împlinit, pornind de la o idee interesantă, iar acest vis să-și îl poată împlini aici în România. Atunci când am afirmat idee interesantă, prin aceasta vreau să spun o idee științifică, abordabilă, fezabilă, ce poate fi testată acasă sau în laborator, la o școală sau la un institut care are mijloacele necesare. Aceste idei interesante, cum le-am definit eu acum, pot fi din orice domeniu al științei și cunoașterii, inclusiv artă, literatură, design, orice doriți. Invitatul emisiunii este fizicianul Flaviu Turcu, în prezent cadru didactic la Facultatea de Fizică a Universității Babes Boiei, având o bogată experiență în domeniul acesta, atât în țară cât și în străinătate. Atunci când am povestit pentru prima dată despre modul în care ar putea să circule ideile interesante și în România, am avut exact acea atitudine și am făcut exact aceleași alegeri. Pe care le fac și le-ar face marea majoritate a celor care simt că pot împărtăși ceva. Adică am publicat în străinătate și nu în România. Fiind jurnalist de peste 30 de ani, nu am avut nevoie să încerc să văd dacă o anumită idee ar putea fi utilă în România, deoarece am considerat din start faptul că a publica în România nu are nicio valoare. Flaviu, în schimb, mi-a prezentat un proiect și o demonstrație. Care mi-a refăcut parțial încrederea într-o posibilă cale de succes, accesibilă oricărui om care are un talent sau o idee fezabilă ce ar putea fi implementată în România. Stimate domnule Flaviu Turcu, vă spun pentru început, bun găsit la știință și cunoaștere. Mă bucur pentru invitația dumneavoastră. Deoarece sunteți invitat pentru prima dată la emisiunea Știință și cunoaștere, o să vă rog să ne prezentați pe scurt backgroundul, ul studii, experiența profesională din țară și străinătate. Îmi place să spun că sunt un produs 100% al școlii Clujene, deoarece am absolvit Facultatea de Fizică, tot acolo am terminat în anul 2002 și masterul, sau cum se numea în acea perioadă. Studiile aprofundate, după care mi-am început uh, doctoratul la Universitate, la Facultatea de Fizică. Uh, încă o dată spun uh, de foarte multe ori când am uh, interacțiunea, în special cu colaboratori din afara țării, că sunt un produs 100% al școlii Clujene. Nu este tocmai așa, deoarece am. Uh, a avut foarte multe stagii de pregătire afară. Am fost beneficiarul unei burse Marie Curie. Perioada 2003-2004 am lucrat la Universitatea din Nijmegen, în, în Olanda. După aceea, fiind unul dintre cei mai norocoși studenți ai profesorului Simeon Simon, având resursele adecvate, am putut să colaborez cu oameni din domeniul dezvoltării instrumentației din Franța, Estonia, Canada, Statele Unite. Deci oarecum sunt un produs din punct de vedere tehnic al diplomelor, un produs al școlii clujene, din punct de vedere al expunerii am fost un uh, tânăr al mileniului uh, al treilea și deci am fost expus uh, unui, uh, unui mediu destul de larg, am avut astfel șansa să culeg, ca să spun așa, părțile bune și ceea ce cred că se potrivește mie și unui sistem în continuă dezvoltare și recuperare, cum este cel din România. După absolvirea doctoratului, după ce am obținut titlul de doctor, în 2007, pentru încă o perioadă de 2 ani de zile am lucrat la Universitatea Babesboi la Centrul Național de Rezonanță Magnetică, care își are rădăcinile în uh, anii 60 și care a fost creat de profesorul uh, Ursul la revenirea lui din Statele Unite. Deci a existat o primă deschidere în anii 60 odată cu mișcările politice care au permis și asocierea României la organizația Națiunilor Unite. Deci de acolo vine prima școală de rezonanță magnetică din România. Am lucrat la acest centru până la sfârșitul lui 2009, când am plecat în Statele Unite. Perioada 2010-2012 am fost angajat al unuia dintre cele 17 laboratoare naționale din Statele Unite, care aparțin de Ministerul Energiei și care își are rădăcinile în proiectul Manhattan. În statul Washington, în nord-vestul Statelor Unite, este acest laborator al Pacificului de Nord-Vest, unde Fermi a dezvoltat primul reactor operațional în această lume, B-Reactor. La întoarcere am fost uh, reprimit, să spun așa, de către universitate. Am fost solicitat să mă întorc. M-am întors în România la universitate și uh, am continuat uh, să rămân uh, într-o permanentă legătură cu colegii și cu sistemul educațional antreprenorial uh, american. În 2016, semestru de toamnă, fiind profesor invitat la Universitatea din Rochester, New York, cu care, în continuare, am rămas în această relație de colaborare. Ceea ce la ei se cheamă Visiting Professor, deci un profesor asociat, dar exact. vizitator la, noi, la, noi, la da. noi în limba română. Deci, sunt un. ca să concluzionez, tehnic sunt produsul școlii Clujene, de care sunt foarte mândru că aparțin, că îi aparțin. Din punct de vedere formal, aparțin școlii europene și acelei nord-americane. Asta este un avantaj extraordinar, după părerea mea, faptul că, în momentul de față, ați dezvoltat o viziune, Asupra unui model care, despre care eu am aflat cel puțin cu ajutorul întâlnirilor pe care le-am avut până acum, pentru prima dată, și de aceea am ales ca tema emisiunii de astăzi, care ar putea fi dezvoltată pe o miniserie de mai multe episoade, să se numească Circulația Ideilor și a Cunoașterii. Și, cum spuneam la început, problema cea mai mare în România, legată de știință și cunoaștere, este aceea că dacă ai o idee fezabilă și interesantă, e bine, nimeni nu se o ia în considerare, nu te promovează, iar la conceptul de finanțare nici nu mă pot gândi. Singurul lucru la care m-am gândit și am acționat așa cum fac marea majoritate a celor care simt că au ceva util și interesant de împărtășit este să-și traducă în limba engleză întreaga propunere și să publice undeva în străinătate, pe cât posibil la o universitate de prestigiu sau într-o revistă cu factori de impact cât mai mare. După aceea, sigur, printez cartea, articolul și o prezint și în România. Dar dacă faci aceasta înainte de a avea mai întâi credibilitatea din o universitate străină, riști să fie luat în derâdere și cumva eu am eu am vrut să evit acest risc. Și atunci m-am străduit să ajung într-un fel anume să iau contactul cu o universitate americană. Și a fost singura modalitate. Acum, ceea ce spuneți dumneavoastră este un lucru extraordinar dacă s-ar putea întâmpla orice idee, nu? așa cum am înțeles eu, cum ați explicat dumneavoastră, mai întâi, ea trebuie să aibă un potențial de succes, și uh, acest succes îl obține într-o anumită conjunctură. Adică, ar putea să fie un potențial de succes de piață pentru foarte mulți posibili utilizatori, sau ar avea un succes comercial, dar cu destinație strictă, restrânsă. Și, într-o primă etapă, aș dori să ne explicați ce ar însemna aceste două concepte: succes de piață versus succes comercial. Da, din uh, această expunere a dumneavoastră au rezultat uh, deja, din punctul meu de vedere, multe subiecte care pot fi detaliate și voi începe așa cum mi-ați cerut cu ultimul: uh, succes comercial versus succes de piață. Vă spun uh, sincer că și eu uh, am crezut, din punct de vedere tehnic, că cele două sunt, uh, sunt egale. Și exemplul care mi-a fost uh, dat în perioada 2012, când uh, PNNL-ul Pacific Northwest National Laboratory era în discuție pentru a licenția una din tehnologiile pe care le-am dezvoltat, fiind unul din cei cinci inventatori, am participat și eu la această uh, discuție în care am. Uh, am reușit, în urma cărei am reușit să leg unele, să zicem, relații de prietenie cu anumiți oameni din această zonă care au făcut pasul de la dezvoltarea tehnologiei către licențiere. Și ei mi explicau că există o diferență între succesul comercial și succesul de piață. Succes comercial presupune licențierea unei tehnologii, deci am ajuns dezvoltarea sau s-a plecat de la cercetare, care poate să fie fundamentală aplicată dezvoltare tehnologică, se ajunge la o tehnologie care este protejată și care poate fi licențiată. Licențiată înseamnă că se semnează un contract comercial între proprietarul drepturilor intelectuale și un posibil beneficiar care dorește să construiască, să fabrice după rețeta respectivă un anumit produs. Dacă se ajunge la un acord care presupune fabricația unui număr limitat sau chiar a unei componente pentru anumite aplicații strategice sau aplicații care sunt Susținute în general de către guvern, și vă dădeam exemplul materialelor care sunt folosite pentru shield-ul rachetelor, navetelor spațiale. Acela este un succes comercial, adică o firmă privată a avut încredere în acea tehnologie, a plătit o sumă de bani și după aceea a ajuns să și plătească redevențe aferente acelei tehnologii, acelui contract de licențiere și este un succes comercial. Nu va exista o producție de masă din produsul da. respectiv. În schimb, poate să existe o tehnologie care nu este atât de avansată, o tehnologie care nu este atât de pretențioasă, ca să spun așa, și probabil foarte scumpă. Evident, o tehnologie atât de avansată a presupus investiții care trebuie recuperate și, în general, la licențiere, în procesul de licențiere, se ține cont și de aceste aspecte. Revin, o tehnologie mai puțin avansată poate să aibă un succes de piață, să fie produs într-o serie. Foarte mare, în milioane de unități, și care poate să aducă un succes mult mai mare, beneficiile să fie mult mai ridicate. Dar și aici, între succesul comercial și succesul de piață, pe care l-am înțeles și pentru care sunt recunoscător oamenilor care m-au ajutat să, să înțeleg acest lucru, care este oarecum o parte, o definețe, presupune o parte de definețe. Acest Succes de piață, dacă îl vedem doar prin prisma, prin prisma veniturilor, succesul de piață este mult superior succesului comercial, dar, din punct de vedere tehnologic, acest lucru poate să fie total opus. Succesul unei tehnologii care a fost licențiate și produse într-un număr foarte mic a presupus. O investiție mult mai mare și poate fi la un nivel tehnologic, așa cum am mai menționat, mult mai ridicat. Da, păi un exemplu foarte clar pentru telespectatori ar fi acea migrație a tehnologiei, a anumitor tehnologii militare de vizualizare în spre zona medicală, unde același principiu, dar la prețuri de cost mai redus și cu tehnologii mai ieftine, sunt acum aplicabile și se dezvoltă. Și prima dată întâi apare acolo și după aceea ajunge și în zona medicală, unele dintre ele. Aveți perfectă dreptate, în secolul 20, dezvoltările tehnologice de anvergură au venit din zona militară. Avem un număr atât de mare de exemple încât nu are sens să facem o listă, nu ne-ar ajunge timpul emisiunii ca să facem o listă, dar câteva tot trebuie menționate. Și vedem într-adevăr că dezvoltarea satelitară a fost făcută în anii 60, 70, chiar din 50 au început aceste dezvoltări. Cu succes în anii 60-70, care era doar pentru uz militar, pentru comunicațiile militare. S-a ajuns astăzi la un număr, cum vă spuneam și înainte de emisiune, de aproximativ 1500 de sateliți operaționali. Ace această. Aceste tehnologii, fiindcă un satelit nu are doar o singură tehnologie, și aici ar fi interesant să detaliem ce înseamnă o tehnologie, unde este limita unei tehnologii într-un produs, câte tehnologii avem, da, păi câte. Și deja eu mă gândesc la numărul de emisiuni care ar urma să le facem chiar numai pe tema aceasta. Ar fi foarte interesant. Da, fiindcă dacă vorbim generic de o tehnologie, este posibil ca în spate să existe multe. Uh, Multe tehnologii, multe alte, de fapt, să spunem așa, building block, da. Lego, componente Lego care duc la un, Ei, da. un întreg. Da. Revin la aceste dezvoltări tehnologice care au venit în secolul 20 cu o susținere foarte mare din partea guvernelor pentru dezvoltările militare și care, după o perioadă mai lungă sau mai scurtă de Câteva decenii au ajuns și în uzul civil. Aceste tehnologii au fost validate, au făcut diferența la momentul inițial, iar după o anumită perioadă s-a considerat că pot fi utilizate și de către. Civil. Exact. Și după aceea, cum sateliții artificiali au devenit și mijloace pentru transmisii TV, radio și internet și acum toată lumea pentru le folosește. Uzul, pentru uzul civililor. Inițial exact. au fost dezvoltate pentru comunicații da. militare. Da. Acum, ca să nu deviem prea mult de la scopul pe care ni l-am propus în această, în această miniserie introductivă, să spunem, pentru telespectatori, mai întâi să revenim la acea idee. Deci să presupunem că aș avea o idee legată de un circuit foarte simplu și ieftin. El are o anumită calitate și îmi satisface o anumită cerință, dar, în urma experienței mele de audiofil, am descoperit că pot face și altceva cu el. Adică, dacă îi mai adau câteva piese, pot modifica parametri, îmi pot satisface încă o cerință. Acum, orice inginer trece prin aceste experiențe profesionale, adaptează, aranjează, reimplementează și Face un lucru nou, dar asta nu înseamnă că își face cunoscută ideea. Poate că nu îi se merită să piardă vremea, sau poate că nu ar avea o valoare comercială pe termen scurt. Însă, dacă ideea sa e suficient de fezabilă și aplicabilă în alte domenii, atunci drumul acestei idei poate fi blocat din start de problemele legislative. Deci, să presupunem că ideea e bună, e ok, dar apare problema legislativă. Deci am un circuit, dar dacă vreau să fac altceva și altceva cu acel lucru și să-l pun în vânzare, zicem, pentru mine acasă e ok, l-am făcut, e al meu, îl folosesc, dar nu pot să-l vând. Ca să-l vând, însă, pur și simplu, proprietarii de drept care au conceput uh, schema electrică uh, mă pot da în judecată. Și atunci ce fac mai departe? Această introducere a dumneavoastră presupune... O discuție destul de lungă, istoric vorbind, să vedem de unde au evoluat lucrurile în Statele Unite ale Americii, care astăzi este țara în care protecția intelectuală este cel mai bine pusă în, în aplicație, și, ca o paranteză, vă, vă spun că la oficiul american pentru brevete, în acest moment director și subsecretar al Departamentului Comerțului, deci ministru adjunct al Comerțului, este un domn, Andrei, care este român la origine. Nu știu câte lume a luat legătura cu dânsul, câtă lume a încercat să vadă dacă legislația română sau modul de operare al osimului poate fi îmbunătățit, îmbunătățit cu ajutor din partea Părții americane, dar revin, Statele Unite protejează cu adevărat drepturile intelectuale. Bun, și ce fac în această ce situație? Ce faceți dumneavoastră? Da. Dumneavoastră ați folosit niște componente care sunt protejate de drepturi intelectuale: deci există IP, Intellectual Property, a furnizor probabil al producătorului, sau și el, dacă a licențiat, există drepturi de. Proprietate intelectuală, mai în spate, a celui care a dezvoltat. sistemul. De două sistem. lucruri esențiale. Uh, proiectul plăcii de bază, da? Deci, pe. Proiectul de este al dumneavoastră. Cuplu. Nu, nu. Deci, nu și este al dumneavoastră. Schema electrică. Și schema electrică. Da, Aceste nu lucruri ia. nu sunt ale dumneavoastră. Nu, nu da. sunt, da. Nu sunt ale dumneavoastră. Deci, dumneavoastră nu puteți să produceți pe scară largă acest, această placă. Și să îl vindeți fără acordul celui care are proprietatea intelectuală pe placa respectivă și pe componentele care dumneavoastră le folosiți. Da, altă întrebare. Da. Dacă aș cumpăra placa gata făcută, eu am cumpărat-o gata făcută. Da. Ei ar interzice ca eu să cumpăr o cantitate mai mare de plăci, și aici să fac cu ele altceva, obțin un alt produs și să îl vând. Dacă dumneavoastră, revenim la un model da. Lego, dacă dumneavoastră faceți ceva nou cu acele componente, da. și pe care puteți obține drept de proprietate intelectuală, folosind ca și componente de bază, componentele luate de la ei, dar da. ceea ce concepeți dumneavoastră este de noutate, este relevant pentru societate și aduce o îmbunătățire până la urma vieții omului printr-o formă sau alta, puteți primi un brevet. Primiți drept de proprietate intelectuală. Evident, dacă și dumneavoastră Solicitați acest lucru aplicând da. pentru o cerere de brevet la OSIM, la Oficiul European de Patente, la Oficiul American, Japonez, știu eu, la cât de mult doriți să vă extindeți pentru a vă proteja. Mm -hmm. Deci puteți obține pentru ceva nou, da. puteți obține un drept intelectual dacă veniți cu ceva nou care convinge pe acei evaluatori, la fel ca și în cazul revistelor științifice de care menționați, există evaluatori și pentru solicitările de brevete, dacă este nou, dacă nu mai există în țările lumii, nicio altă cerere sau un brevet deja depus care să fi fost și acceptat ca brevet pe acea nouă construcție a dumneavoastră care cu care dumneavoastră veniți și pe care o solicitați, da, să zicem, deci un amplificator acustic pentru sistem Dolby Atmos. Dacă dumneavoastră faceți un astfel de amplificator, diferit de ceea ce există astăzi pe piață, îl concepeți într un mod inovator, care poate să coste mai puțin, care să aibă un consum mai mic, care să aibă capacități tehnice, specificații tehnice mult mai bune. Puneți într-o cerere de brevet, obțineți acel brevet și din acel moment dumneavoastră puteți să produceți dumneavoastră sau puteți licenția uh -huh. acel nou mod, acea rețetă nouă, să da. îi spunem așa, și după aceea cineva, o terță parte, poate să producă. Poate chiar producătorul sistemului pe care actualmente îl aveți dumneavoastră în casă va face o ofertă pentru licențiere. Trebuie da. doar să ajungeți mm -hmm. să aveți acel drept de proprietate intelectuală asupra unui nou mod de a construi ceva. Mm -hmm. Mergem mai departe acum. Așadar, avem o idee fezabilă, e interesantă. Am testat-o, să zicem, am construit un prototip, am analizat succesul ei și potențialii destinatari. Am rezolvat și problemele legislative, așa cum ați povestit dumneavoastră, dar încă bat pasul pe loc, deoarece în România nu avem un mod de implementare, nu avem un sistem care să culeagă ideea mea, să țină cont de datele preliminare și să se ocupe de partea de implementare. Ce înseamnă această implementare și cum s-ar putea face? Acum, nici în Statele Unite nu vine cineva la dumneavoastră să vă ia ideea. Corect. Și să o transpună într-un produs sau într-un serviciu. Din punct de vedere legislativ, probabil că se pot face și îmbunătățiri, nu doresc eu să intrăm în această discuție. Ceea ce cu siguranță în Statele Unite există și la noi nu există este un tip de structură, de investitori, oameni care investesc bani în aceste inițiative, early stage, în mici, nici nu cred că le putem numi companii sau firme, ci în idei. Dacă dumneavoastră expuneți ideea dumneavoastră, așa cum am spus, cu o analiză privind piața, privind potențialul comercial sau. Al produsului dumneavoastră? Un articol științific ar fi relevant în acest sens? Ar fi de ajutor? Depinde la cine vă adresați și cei care au banii și fondurile pentru investiție, cât de mult cred sau nu în acest uh, argument. Nu există un singur KPI, nu există un singur mod de a evalua lumea. Complexitatea acestei lumi este atât de mare încât nu o putem evalua printr-un singur uh, mod. Probabil, unii investitori ar spune. Da, este un prim pas, care este pasul cel mai de jos, dacă ne imaginăm o piramidă, să fie partea cea mai importantă, partea cu expunerea cea mai mare, pe care se poate construi după aceea un prototip. Se poate construi, deci după cercetarea fundamentală, se trece în cea aplicată, se construiește prototipul și se poate Face un studiu care să demonstreze dacă există sau nu potențial și anumiți investitori să vă ofere acel sprijin financiar pentru a vă dezvolta pe mai departe, pentru a putea trece de acea vale a morții, care este într-adevăr o problemă la nivel mondial între cercetările aplicate, între. Ceea ce se întâmplă în general în universități, în institute de cercetare, în mici firme, de la firmă de apartament sau garaj, cum sunt ne sunt prezentate modelele americane de succes, până la produsul obținut de o firmă mare. Deci, aici intervin acei investitori care, în schimbul unei participațiuni în firma nou creată, oferă o sumă de bani cu care dumneavoastră puteți trece de la un model demonstrator la un prototip care să poată după aceea să ajungă să fie evaluat de un număr mult mai mare de posibil beneficiari de posibil fabricanți care să vă ducă produsul pe, pe piață. Acești investitori așa numiți angels din câte știu eu în România sunt destul de puțini nu știu dacă din cauza Culturii, mindset-ului pe care încă noi nu îl avem, sau din cauza problemelor legislative? Nu pot să vă răspund la această întrebare, fiindcă nu știu de ce, dar nu există foarte mulți oameni dornici să investească în aceste startup-uri uh... care sunt dezvoltate pe baza unor idei uh, noi, care încearcă să aducă pe piață produse produse noi în general. Da, dar știți ce m-a motivat pe mine să merg spre zona aceasta poate puțin prea, prea prohibitivă a sistemului audio a fost pentru că în cele din urmă am constatat că am nevoie să văd o imagine de calitate pe un televizor cu adevărat bun. Și în momentul în care am avut acel televizor care m-a impresionat atât de mult din punct de vedere a calității video. Am zis, ok, dar acum, dacă am această calitate video, nu pot să rămân la nivelul unui sunet pe două boxe. Pentru că totul avansează și noi nu ținem pasul cu ceea ce se produce nou. Pentru că la început e foarte scump. Că se aduce foarte greu, dar și după ce se aduce, mai e un impediment. Chiar dacă, la un moment dat, nu mai e atât de scump cum a fost în urmă cu 10 ani, de exemplu, receiverul de Dolby Atmos, acum prețul lui, față de acum aproape, nici nu 10 ani, 5 ani, când m-am uitat pe website-uri, era cu 5 cifre. Acum este cu patru cifre. De 10 ori a scăzut prețul într-un timp, zic eu, foarte scurt. Și atunci m-am gândit că din moment ce am putut să construiesc un amplificator pentru două boxe, de ce n-aș putea construi unul pentru 14? Încă e același principiu, doar că îl fac de mai multe ori. Și asta a fost toată ideea până la urmă. Dacă nu există un astfel de sistem pe piață și dumneavoastră credeți că puteți obține... Există, dar e scump. Există, dar este scump. Încă o dată, un brevet se poate obține și pentru o nouă tehnică, un nou proces care este mult mai eficient din punct de vedere economic. Și pentru așa ceva se obține un, un brevet. Vă dau un exemplu. Cel mai brevetat produs în Statele Unite este... Vă spun că și dacă am stat până la sfârșitul emisiunii, nu ne-am gândit la acest produs. Eu vă spun, fiindcă am făcut o statistică și am încercat pentru da, un da, curs să mă uit, da. capcana de șoareci. În Statele Unite există peste 4400 de brevete pentru capcane de șoareci. În fiecare an, oficiul american granted acordă dreptul pentru 40 de noi tipuri de capcane da, de șoareci. Cum? Dar, acest... a, dar cum pot să fie atât de diferite? 4.000 de diferențe între ele? Diferențe din punct de vedere al modului de funcționare, din punct de vedere al componentelor, a principiului, deci există 4.400 plus capcane de șoareci. Cu toate acestea, pe piață, poate că nu există mai mult de 5 tipuri diferite, adică, nici măcar plecând de la articol, fac o paranteză, ați spus de articol. Articolul este un rezultat în partea de piramidă, dacă ne imaginăm cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată și, după aceea, dezvoltarea tehnologică, ca și o piramidă cu trei nivele, identic cu scala. Uh, Nivelului de maturitate tehnologică, dumneavoastră ați construit ceva la nivelul de bază. Da. După aceea se trece la nivelul următor, și chiar când ajungeți în vârf, aveți un brevet, ați obținut o tehnologie, nu înseamnă că va fi transformat într-un produs. Fiindcă, tot la oficiul american, care are transparența cea mai ridicată, dacă vă veți uita, vedeți că un număr foarte mare din 5 brevete, 4. Rămân brevete, niciodată transpus într-un produs pe piață. Deci, nu, din brevetele care există, nu sunt transpuse în produs mai mult de 20%. Dar da, un pic nu înțeleg. Adică, da, de ce ar breveta cineva o, un lucru care să nu apară nicăieri, să nu se facă nimic cu el? Deci, lucru are valoare poate să aibă valoare acum, dar să nu fie din punct de vedere economic fezabil ca o întreagă linie de produs microprocesoare să fie dată la o parte pentru un nou tip de procesor, ca să luăm un astfel de exemplu, care va avea 20% sau 50% calități îmbunătățite, dar la care costurile de producție să fie de 10 ori mai mari. Niciun Aha. producător în acest moment, cu tehnologiile existente care permit obținerea acestui nou tip de procesor, dar la care costurile sunt atât de mari, am zis, de 10 ori mai mari, nimeni nu va înlocui o linie de producție o tehnologie existentă și implementată la nivel global. Nimeni nu o va elimina pentru o tehnologie care va costa de 10 ori mai mult prețul per produs și produsul va avea numai 50%. Aha. În plus, performanțe. De aceea, multe astfel de brevete au fost obținute. Brevetele au trecut cei 20 de ani, cât este perioada maximă de acordare a acestui drept, și au fost transpuse în produse după 30 sau 40 de ani, când tehnologiile de fabricație au permis obținerea produsului așa cum și l-a imaginat inventatorul, la un cost foarte scăzut sau la un cost care să poată permite și comercializarea produsului în cauză. Păi, acum îmi aduc aminte și înțeleg cum mai bine decât oricând înainte faptul că nu puteam să văd rostul mașinii cu, care merge cu apă în loc de benzină, dar când am studiat un proiect oferit de cineva care a construit acel convertor care deci mașina își face singură hidrogenul, intră după aceea în, în loc de benzină hidrogen ca și gaz. 5000 de dolari era numai partea de circuite și care era destul de mare și nu încăpea în zona motorului, trebuia pusă în spate și cu o mulțime de butoane de bord. Și care, la vremea respectivă, ar fi făcut prețul de cost al unui autoturism anormal de scump. Și lumea credea că nu, ei nu vor să dea drumul la tehnologia aceasta: că este o conspirație care acoperă totul, care uh, nu vrea ca noi să avem uh, așa zisul free energy. Free energy de la, nu, energie gratuită, dar, că, dar care, de fapt, nu e gratuită. Degeaba apa pe care o pui acolo ca să, să transforme, în, să facă acea electroliză specială în sistem uh, tranzitoriu, că sigur era ideea aceasta. Uh, și până la urmă au reușit să o facă, dar era scumpă această tehnologie. Degeaba apa era gratuită, că ăla nu e frie energie. Încă o dată, maturitatea să spunem, când ajunge să fie copt produsul, este posibil să fie la o perioadă destul de lungă față de momentul când a fost gândit și când a fost solicitată acea cerere de brevet. Deci există și astfel de, de situații. Exist... Dar acum avem mașini care merg. Evident că există cu apă, surse electrice, de solare, energie chiar și, și nucleare. Îmi este nuclear. mai greu să-mi imaginez reactorul nuclear pe o mașină, e numai în, un prototip construit. În ar... condiții de, de siguranță, cu tehnologiile actuale. Revenim la acest Deci, o la un accident. Eu da. nu, nu da, pot da. imagina. Da, am văzut-o ca, ca și idee. Da, este posibil. Încă o dată, maturitatea se atinge la unele produse mai rapid, la altele mai târziu. Sunt și celelalte tipuri de brevete care sunt obținute de către producătorii care își dezvoltă, marile corporații care își dezvoltă in-house tehnologiile și care în, au și produsul gata spre a fi livrat pe piață, și înainte de a face acest lucru, ajung. își protejează. La un număr mai mare sau mai mic de, de țări, în funcție de locul unde doresc să producă și unde doresc să comercializeze acest produs, fiindcă și brevetul oferă drepturi de protecție în țara în care este obținut. Ca și un proces, să vă imaginați un flux. Dacă ai un produs de piață, care îl visați dumneavoastră să aibă un succes de piață și nu unul comercial, da. dumneavoastră Aplicați pentru brevet prima dată într-o țară, obțineți acel brevet și după aceea îl extindeți poate la 100 și de țări, fiindcă aveți intenția să vindeți și să produceți acel obiect, acel produs să-l aveți în fabricație în 5-10 țări, să vă fie mai ușor logistic și atunci trebuie să fiți protejați în toate aceste țări. Altfel, dacă eu am un brevet doar în România, nimeni nu mă poate copia și nu poate să-l comercializeze în România fără acordul meu și fără să-mi plătească. Dar poate foarte ușor să meargă în altă țară dacă eu nu îmi extind brevetul și la celelalte țări. Adică cumpără, de exemplu, un aparat și duplică tehnologia. Analizează reverse engineering și electrică. Da. Reverse engineering. De aceea, de aceea, costurile unor brevete, dacă ne și imaginăm extinderea către un număr mare, cu trei cifre, 100 și de țări, costă anual destul de mult. De aceea există modele de universități, cum este uh, ETH-ul în Elveția, care dacă nu reușește să licențieze o tehnologie pe care a obținut Drept de proprietate intelectuală, deci a obținut brevetul la 1 ianuarie 2020. Dacă până la sfârșitul lui 2020 nu reușește să licențieze acea tehnologie, nu mai plătește costurile și o cessionează, o, o reîntoarce către inventatori, care dacă doresc să păstreze brevetul, trebuie să plătească ei taxele de menținere sau altfel este open. Toată acea informație este open. Adică gratuită pe pentru... Poate fi, da, poate fi accesată de pe site-ul uh, oficiului de brevete de unde a fost uh, uh -huh. acordat acest brevet. Da. Deci este o, o problematică și economică în spatele acestor uh, brevete. Am ajuns acum în miezul dezbaterii acestui subiect inedit care se adresează așa cum am spus la început, tuturor oamenilor care au idei fezabile, dar nu le-au putut implementa în România. Pentru că noi nu avem acele structuri organizate de preluare și prelucrarea ideilor pentru a le face aplicabile. Acum, care ar fi acele structuri și ce fel de specialiști ar putea contribui prin munca lor la menținerea unui flux continuu, cel puțin periodic, ca să nu spun zilnic, pentru a prelua, studia și prelucra toate ideile. Să presupunem că am ajuns în această etapă. Atunci, care ar fi aceste structuri multiprofesionale? Încă o dată, nici în Statele Unite nimeni nu vine să-ți bate la ușă, să-ți ceară informații dacă ai avut sau nu o idee. Ceea ce există acolo, revin, este a acest tip de structură care se numește Angel Network. Am avut privilegiul să particip în perioada. Septembrie-Decembrie 2016, la o astfel de organizație, Rochester Angel Network, care, încă o dată, în Statele Unite sunt, din punct de vedere legal, reglementate aceste fonduri de investiții, să spunem. Ce înseamnă un Angel Network? O sumă de oameni depun acolo fiecare o sumă minimă. Se formează un fond de 5 milioane. Să să spunem, să luăm ca și exemplu. Acea sumă este investită de către oamenii respectivi care au depus-o în firme care au potențial de a se dezvolta, care sunt cum produs la un nivel, să spunem, de TRL. Și vom explica dacă doriți și acest termen, Technology Readiness Level, de la un TRL 5-6 către un TRL 9. Adică tehnologii care au potențial ca într-un timp scurt să ajungă într-un produs la Walmart sau la alt mare distribuitor în Statele Unite. O dată pe lună se reuneau acești oameni, în fața lor veneau, de exemplu, directorul tehnic, să spunem, în limba română, doi-trei investitori care au dus, doi-trei oameni care au lucrat la dezvoltarea unei idei, cum ați fi acum dumneavoastră în cazul acestui instrument, dispozitiv electronic, ați fi singur, v-ați duce dumneavoastră sau asociații dumneavoastră în fața oamenilor și ați cere o sumă de bani, o jumătate de milion pentru a-mi duce demonstratorul meu la un prototip funcțional în medii diverse, este posibil să fie testat, nu știu, produsul dumneavoastră să trebuiască să fie testat și la minus 30 de grade și la plus 40 de grade. Deci vreți un prototip funcțional, aproape de a fi produs în serie și mai aveți nevoie de 500 de mii de dolari. Și acel grup de oameni roagă specialiști, plătind anumit specialiști, ca într-un anumit, într anumit termen să le facă un raport de eficiență. Dacă merită sau nu să investească acei 500 de mii de dolari în dumneavoastră. Evident, în schimbul unor acțiuni la firma nou creată sau la firma pe care dumneavoastră o aveți creată. Când veți primi acei bani, evident, pe baza unui plan de afaceri, veți face tot posibilul să ajungeți cu produsul respectiv pe piață. Când acel produs va fi pe piață, când va avea succes, dumneavoastră veți avea suma proporțională cu ceea ce ați rămas din firmă și ei vor avea partea lor de câștig. De aceea, e posibil ca unul din 100 sau unul din 1000 de astfel de investiții și în Statele Unite să ajungă la succese de piață. Dar există aceste mecanisme. În acest timp, anumiți oameni sunt angajați de către dumneavoastră să vă facă planul de business, să dezvoltați prototipul, deci banii care dumneavoastră îi primiți se întorc în societate. Deci există astfel de structuri. Există și alte, să spunem, iarăși, am putea compara cu un fond de investiții. Fonduri da, de investiții noi, ale statelor și a, a Guvernului Federal care dau în anumite limite, așa, anumitele granturi pentru dezvoltare, pentru TRL, 9, TRL 5 către 9 sau TRL 6 către 8. Și da. am rămas datori cu acest TRL, dacă considerați că este interesant. Am avea câteva minute la dispoziție. În ce ar consta, ce sunt acele diferențe în numere, deci 5, 6, 9 iarăși, această scală a fost dezvoltată de NASA în anii, la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70 și dezvoltată în deceniile următoare pe măsură ce ei aveau nevoie de componente care să aibă un anumit nivel de maturitate tehnologică. TRL înseamnă Technology Readiness Level, nivelul de maturitate tehnologică. Avea nevoie de un șurub, mai special, acel șurub exista, era doar în mintea unui inginer și era la TRL 1 sau era la TRL 9, gata pentru a fi produs cu acele specificații riguroase pe care NASA le dorea pentru o structură pe care o doreau să o lanseze în spațiu. Da, extraordinar. Deci... Nu mai pot, mă scuzați că da. vă întrerup, dar tocmai mi am adus aminte că cineva îmi spunea că. Același transistor, de exemplu, un 2 în 3055 care aici costă un leu, un leu 52 lei, uh, dar, sigur, nu te poți baza pe el uh, pentru nu știu ce performanțe. Exact același tip de transistor, pe care scrie exact același lucru, dar produs la un nivel de acesta TRL. Alt standard, alt standard. Uh, este incomparabil mai bun. Adică nu se compară cu niciun fel de alt produs sau chiar înlocuitor pe care noi, ca simpli amatori, avem acces. Sau nu ni l-am putea permite să-l cumpărăm, chiar dacă am avea acces. Dar nici măcar nu avem acces la așa da. ceva. Două probleme. La terele 9, un produs e gata să intre în fabricație de serie. Terele 9. Cum este fabricat el, în ce? condiții, în ce specificații tehnice, la ce clase de toleranță este o altă problemă și acolo, așa cum ați spus dumneavoastră, pot exista produse de o calitate mai ridicată sau produse de o calitate discutabilă sau mai puțin bune. Da, A, da. Depinde, încă o dată, depinde de locul în care acea componentă trebuie să lucreze, care sunt condițiile de lucru, care sunt rigorile mediului în care trebuie să lucreze acea componentă. Pentru spațiu există niște criterii, vă imaginați, mult mai drastice pentru un furnizor, să spunem, un posibil furnizor care vrea să ofere acel șurub pentru a fi utilizat în ansamblarea anumitor componente care sau a unui satelit, componente sau un satelit. Deci este nevoie de o alt fel de evaluare a procesului de producție. Evident, tehnologia trebuie să fie avansată, dar producția trebuie să fie la un anumit standard de calitate și un lucru și mai important pentru spațiu, să fi fost produs într-un număr foarte mare și într-o perioadă foarte lungă de timp și să aibă o rată extrem de scăzută de degradare, Tehnologică. Failure. Să nu aibă astfel de probleme. Să nu existe probleme. Fiindcă vă imaginați, dacă trimiți în spațiu un satelit și se întâmplă ceva cu un astfel de obiect, acolo nu poți trimite foarte ușor uh, colegul de la mentenanță care să-ți regleze puțin uh, sistemul. De aceea, componentele care sunt folosite în, în acest domeniu, este posibil ca ele să fie existat pe piață o perioadă extrem de lungă până când au ajuns să fie acceptate pentru utilizarea în domeniul spațial. Deci, din punct de vedere tehnologic, ar putea să vă sune că nu este chiar atât de, de nou sau nu este atât de nouă o astfel de componentă. Dar eu am auzit și alte explicații, cum că aceeași fabrică care producea un anumit tip de tranzistor la prețul de 1, 2, 3 lei producea și cu același sistem și un alt tranzistor care costa de 100 de ori mai scump pentru că la selectarea lor și la măsurarea atentă a parametrilor cei care cele care se încadrau în acei parametri cu totul deosebiți erau primeau alt marcaj și erau încadrați într o altă clasă de tranzistori, iar ceilalți erau pentru larg consum. Acum, în schimb, am văzut o migrație inversă. De la cei foarte speciali, treptat s-a ajuns ca în anumite produse ce au devenit treptat, accesibile și către buzunarul omului mai sărac, a, 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 sunt disponibile și apar și atunci se reduc multe din acele failuri, uri beduri, condensatori care le explodează sau care se umflă și pentru că nu rezistă la sursele în comutație și din cauza lor se pot distruge apa, un aparat între care este foarte scump. Nu ți cumperi un televizor și are o sursă în comutație pentru că aia este cea mai ieftină și din nou, tot felul de probleme din acestea date de, de ordin economic. Evident că pe aceeași linie de producție se pot obține calitativ diverse clase de componente, din aceeași componentă, existând acolo timpi care pot fi scurtați, existând calitatea materialelor de bază care sunt folosite diferite, există o întreagă Procedură care poate fi sau nu respectată, și atunci și produsul final este de o calitate mai ridicată sau nu. Tehnologia poate să permită obținerea acestor componente la o clasă, să spunem, iarăși către un TRL, dacă facem o comparație cu TRL-ul, că nu are nicio legătură, să fie la. Nivel 9 sau să fie la nivel 5. Depinde de modul și de domeniul în care trebuie folosite. S-ar putea ca și acele produse mai slabe să aibă un local lor în, în această piață. Evident că ne dorim cu toții să avem produse cât mai bune, de aceea se ajunge și către Industry 4.0, industria 4.0, adică un flux, un concept în care să existe. Cât mai puține vulnerabilități în procesul de producție, în care verificarea, controlul de calitate există în permanență, în întreg procesul, în care sunt foarte puțini oameni implicați în procesul de fabricație, sunt implicați în cel de control mai mult și care să ducă la o calitate a produselor mult mai apropiată, de la cele mai bune către, să spunem, cele mai. Puțin bune. Adică le verifică chiar pe fiecare? Da, există această, această tendință de a verifica fiecare produs, fiindcă atunci costurile, dacă ai un număr mare, un lot mare de componente, care este, să spunem, trei componente din 100 sunt defecte, este posibil ca beneficiarul tău să-ți le returneze prin contract, contract să aibă această clauză, posibilitatea de a-ți returna produsele. Și atunci îi și mai să-l verifici pe loc, să-l repari, să-l locuiești și să-l să primiți nu, în continuare să nu, ca fiind bun. Să nu ai un retur da, atât da, de mare. De aceea uh -huh. se urmărește ca acest control al calității să existe pe tot fluxul de, de producție. Domnule Flaviu Turcu, vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea Știință și Cunoaștere și ne revedem data viitoare. Pentru partea a doua. Și vă mulțumesc și dumneavoastră, cei care vizionați emisiunea Știință și Cunoaștere în fiecare sâmbătă și duminică pe TV Recluz sau pe internet. Și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu Știință și Cunoaștere.